Dumnezeu te-a creat să fii cu adevărat bărbat. Sunt trei stadii în viața unui bărbat. În primul rând, vorbim despre bărbatul ca băiat. E sezonul în viața noastră când suntem foarte mult interesați de feedback-ul celorlalți, ce cred ceilalți despre noi, cum ne vedem în raport de rezultatul instant și imediat. Suntem fricoși în a lua decizii. Dar după stadiul acesta de băiat urmează un alt stadiu de bărbat în casă și asta înseamnă că începi să se contureze în jurul tău scopuri, să știi ce vrei, în ce direcție mergi, să știi care este chemarea lui Dumnezeu pentru tine, pentru casa ta, pentru biserica ta, pentru ceea ce faci. Nu trăiești la întâmplare ca un băiat, ci ai un scop. Dar nu ne oprim aici, nici cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici, ci vorbim de un ultim stadiu, stadiul de patriarh. Patriarhii sunt oamenii care influențează viețile altor oameni, nu doar viața familiei lui, nu doar viața sa, ci patriarhii influențează societatea, congregația, pe toți cei din jurul lui. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-ți descoperi chemarea pe care o are pentru tine, pentru că bărbații adevărați nu se nasc, bărbații adevărați se fac și se fac în fiecare zi și devenim ceea ce Dumnezeu dorește lucrând în masculinitatea noastră în fiecare zi. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-ți descoperi nu doar chemarea, ci să-ți descoperi chemarea astăzi. Nu este atât de important ce am făcut ieri, nu e atât de important ce vom face mâine, cât de important este ce suntem astăzi, ce vrem să facem astăzi și ce devenim astăzi împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de bărbați ridicați în picioare. Dumnezeu lansează o întrebare încă de la începutul Bibliei, Sfintei Scripturi. El întreabă pe Adam, unde ești? Nu întreabă nici pe Eva, nu întreabă nici șarpele, nu întreabă pe nimeni, ci pe bărbatul pe care El l-a creat. Dumnezeu te întreabă și pe tine unde ești tu, unde este casa ta, unde este viziunea pe care o are cu tine, cu cei din jurul tău, unde sunt responsabilitățile care trebuie să-ți caracterizeze viața. De aceea a fi bărbat, a fi bărbat împreună cu Dumnezeu înseamnă să trăiești ceea ce vrea Dumnezeu să trăiești și de fapt să trăiești visul lui Dumnezeu pentru tine. Adevărații bărbați sunt oamenii care îl lasă pe Dumnezeu să domnească peste viața lor, peste casa lor, peste viitorul lor. Fii un bărbat al lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie, societatea are nevoie și Dumnezeu are nevoie de tine. Întrebarea cea mai importantă în procesul acesta de a deveni bărbat este cum reușești să devin bărbat. Trebuie să găsești modele masculine în viața ta de la care trebuie să înveți. Să biruiești, să înveți să falimentezi, să te ridici din faliment, pentru că bărbații nu renunță niciodată, ei merg mai departe și greutățile au făcut din băieți adevărați bărbații de mâine. Caută-ți oameni adevărați, oameni învingători lângă tine, oameni ai lui Dumnezeu, bărbați ai lui Dumnezeu. Apoi redescoperă relația ta cu Dumnezeu, frumusețea relației tale cu Dumnezeu, dar într-un mod zilnic. Pentru că ea, Biblia, nu trebuie să o citim toată într-o zi, ci ea trebuie citită în fiecare zi. Redescopere-te pe tine, relația cu Dumnezeu, în cititul cuvântului lui Dumnezeu, în rugăciune, va trebui să zdrobești orice orgoliu al masculinității greu și prost înțelese într-o societate a feminizării astăzi. Va trebui să-ți pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te ajute să rămâi în picioare înaintea tuturor provocărilor și să le poți birui. Apoi, începe să trăiești scopul lui Dumnezeu pentru tine în fiecare zi. Pune în practică ceea ce simți, ceea ce Dumnezeu ți-a revelat, ceea ce Dumnezeu a pregătit în inima ta, ce a pregătit pentru tine. Nu te uita la toate stângăciile tale, la neputințele tale, la limitele tale, ci uită-te la ce te cheamă Dumnezeu, știind că Dumnezeu, dacă te cheamă, Dumnezeu te autorizează și dacă Dumnezeu te autorizează, devii un bărbat de impact. Sunt doar câteva din sfaturile pe care vreau să ți le dau astăzi ca să putem să fim împreună cu adevărați bărbați ai lui Dumnezeu, soți adevărați, tați adevărați la care copiii noștri să se uite cu admirație și să-și dorească să îl cunoască pe Dumnezeul nostru, nu doar pe noi. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți spună cine ești tu, ce poți să faci și la ce Dumnezeu te cheamă. Ascunde orice voce, închide-ți urechile la orice voce a subestimării, a inferiorității și crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt că a investit în tine ca tu să fii cu adevărat un bărbat adevărat.